În această seară, pentru sârbii din Banat și nu doar, și nu doar pentru sârbi, pentru toți creștinii care sărbătoresc Crăciunul perit vechi după calendarul iulian, este Sfânta Seară de Ajun. Așa cum am asistat cu toții, s-a aprins badneacul încă o dată și în acest an în curtea bisericii. Este o tradiție aparte a poporului sârb, iar badneacul semnifică practic nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Badneacul este o ramură de stejar care, prin excelență, este un lemn de esență tare, așa cum de altfel ar trebui să fie și credința noastră, pentru că focul nu reprezintă nimic altceva decât lumina, cea care a coborât pentru noi oamenii, lumina fiind nimeni altul decât pruncul Iisus Hristos care se naște în peștera Betleemului. Astăzi dimineață, împreună cu mama, am făcut celebrele plăcinte cesnițe care se fac astăzi, în ziua ajunului, care sunt un fel de baclava cu miere și cu nucă și înăuntru, aleator, așa, sunt puse câteva monede și se spune că cel care nimerește din tava de prăjituri felia cu monedă va avea noroc tot anul. Asta e bătălia cea mai mare pentru cesnițe. Și după cum ați văzut, focul din această seară, care cu cât e mai mare și ies mai multe scântei din el, cu atât va fi mai bogat anul care vine. Se aruncă grâu ca să fie anul mai bogat și câte scântei sunt, câte scântei aruncă focul, atâtea boabe de grâu sunt. Hai zi, Srecean, Bojici. Bojici. Thank you.